Deci frate, să ne luptăm și să arătăm că vrem și atunci Dumnezeu va lua această luptă noastră, chiar dacă este nereușită, chiar dacă vedem că nu reușim. O să ia această luptă nereușită noastră ca dovadă sigură a faptului că vrem și ne va da victoria. Ne va da victoria. Asta ca să se vadă și atât puternicia lui Dumnezeu și neputința noastră. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Fraților, pentru că am vorbit despre mânie, acum o să vorbim despre ținerea de minte a răului. Trebuie să știm că asta e urmarea mâniei, da? Dacă nu ne-am mânia, nu am ținut de minte răul. Nu am avea înăuntru nostru această amintire a răului. Fraților, acum și virtuțile, dar și patimile sunt legate unele de altele ca o reacție în lanț. Dacă virtuțile sunt ca scara lui Iacob, care merge către cer, patimile sunt ca lanțul Sfântului Apostol Petru, care trage pomul în jos și ține prizonier. Deci dacă nu ne-am mânia, nu am ține de minte răul. Cu cât mai tare ne mâniem, cu atât mai mult ținem minte răul. Acum, trebuie să știți că mânia poate fi și după fire și împotriva firii. La fel și ținerea de minte a răului. O să încercăm să le analizăm, însă o să încercăm să ne concentrăm mai mult pe ceea ce este cunoscut îndeopște ca ținerea de minte a răului, adică să ne concentrăm pe patima, fraților. Dacă ținem răul în mintea noastră, ținem răul în ochiul sufletului. Pentru că mintea este ochiul sufletului, nu? Și deci ținem ura, ținem încrâncenarea, ținem păcatul și asta este, știți așa, ca murdăria în ochi. Avem un ochi murdar, o minte murdară. De ce? Pentru că ne păzim păcatul. Suntem înțepeniți acolo, da? Și asta se întâmplă mai ales la doamne, la femei sărace, de că ele se gândesc în continuu ce le-au făcut, cine le-au făcut și așa mai departe. Cunosc un caz îngrozitor în care două femei care, mă rog, cel puțin teoretic, sunt în biserică, fraților, una mai în vârstă și una care pe vremea respectivă avea în jur de vreo 15 ani, care s-au certat și bineînțeles că cea mai în vârstă a avut câștig de cauză, nu? De atunci cea tânără o urăște pe cea mai în vârstă ca și cum s-ar fi întâmplat ieri, cu toate că a fost în urmă cu 10 de ani, aproape 30, mai mult de 30 de ani. Cea bătrână a și murit și mi-a zis cea tânără că a visat-o și s-a rugat cea bătrână să o ierte. Iar asta tânără, care acum, mă rog, are o anumită vârstă, nu a iertat-o nici în vis, fraților, și nici în realitate. Înțelegeți? Eu am încercat să-i spun, dar n-am avut cu cine. Ferească Dumnezeu. Săraca aia se chinuie, deci asta care e aici pe pământ, se chinuie și cea din iad. Dar amândouă se chinuie pentru că asta la altă nu vrea să-și, cum să spun, nu vrea să o ierte pe cealaltă. Vă dați seama la ce încrâncenare și la ce venin în suflet se poate ajunge. Să mergeți. Acum, asta începe de la ceva mic, care dacă nu este vindecat imediat prin pocăință sinceră, începe ca un vierme care roade mintea. Vierme neadormit, fraților. Ăsta este vierme neadormit. Și acum eu, bineînțeles, n-am foarte multe contacte cu femeile și mai departe m-au trimis mesaj. Și dar e crunt, fraților. Este crunt. Înțelegeți? Deci trebuie din timp tăiat. Acum, după atâția zeci de ani, e foarte dificil să o desțepenim pe cea care suferă așa ceva. La asta se referă viermele neadormit din iad, care nu doarme, de care vorbește Domnul, fraților, în Evanghelie, da? Pentru că dacă asta nu se vindecă înainte de moarte, atunci aceasta se va permanentiza în veșnicie, înțelegeți? Ei, și atunci cum se poate ruga cineva în starea asta? De fapt, omul atunci nu mai vede nimic, da? Nici nu mai interesează nimic. Ce are în continuu chipul cel care crede el că i-a făcut rău. Indiferent dacă această părere a lui este adevărată sau nu, sau dacă are dreptate sau nu, și acest gând, această ținere de minte a răului, îl face să fie criminal, pentru că îl ucide pe ăla care i-a făcut rău după gândul lui, îl ucide mintea sa de mii și mii de ori. Înțelegeți? Îl ucide mintea sa și uneori, ferească Dumnezeu, poate să ajungă până și la faptă. A început cu cuvântul, bineînțeles, după care cu fapta. Unde mai pui că nu ar trebui să spunem și ne iartă greșelile noastre precum și ne iertăm greșiților noștri. Spunem? Nu spunem. Sau dacă o spunem, spunem spre o sândă. Însă totuși să ne străduim să o spunem,
Poate că ne rușinăm de ceea ce spunem, poate că avem un strat de conștiință și împusăturile acestea să spargă acest buboi plin de puroi uri. Acum, că tot vorbim de rugăciunea Tatăl nostru și de încrâncenarea ținei de minte a răului, trebuie să știți că cel încrâncenat poate să folosească chiar și Scriptura, fraților, pentru a-și valida poziția, găsind, bineînțeles, înțelesul după mintea lui, da? Străine, bineînțeles, de Duhul Cel Sfânt, Înghietorul. Dincolo de aceste înțelesuri străine, uneori Sfinții Părinți știu de economie, atunci când noi nu mai putem, da? Apropo de ținerea de mintea răului, adică, da, se mai coboară, să vă dau un caz, a ce se referă această economie? Chiar un fost tâlhar care se făcuse monah și la un moment dat l-a trimis ava lui să taie lemne în pădure. Acolo l-au prins tâlharii, l-au bătut și i-au luat lemne. Însă s-a întors acasă, bătut, fără lemne, bineînțeles, și zice ava, unde-s? Și zice, că m-a bătut tâlharii. Și atunci ava îi spune, fiule, Domnul nostru Iisus Hristos a spus să iertăm pe frații noștri, să avem milă, să ne iubim vrăjmași și așa mai departe. Bine, da, vă binecuvântați. A doua zi iarăși merge să taie lemnele, deja tâlharii învățaseră poezia și l-așteptau. L-au lăsat să taie lemnele, iarăși l-au prins, iarăși l-au bătut și iarăși l-au luat lemnele. Înțelegeți? Asta vine iarăși acasă, cum să spun, crunt bătut, znopit în bătaie, fără lemne, plin de sânge. Și ava lui iarăși vrea să-i spună să-și iubească vrăjmașii și să ierte de 70 de ori câte 7, dar vedea că ucenicul nu mai rezistă. Și atunci i-a spus, ava zice, fiule, într-adevăr, Domnul nostru Iisus Hristos a spus că trebuie să ne iubim vrăjmașii și să iertăm 70 de ori câte 7, dar știi, este în legea veche, unul, Moise, care a zis, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Și atunci spune fostul tâlhar, n-o lasă, binecuvântați, binecuvântați și iertați. Și s-a dus și în a treia zi, când tâlharii erau pregătiți să ia iarăși lemnele, eu s-a pus ăsta și a bătut bine, bine pe toți tâlharii și s-a întors acasă și cu lemnele, înțelegeți? Și zice, ucenicul zice, cu adevărat, Domnul nostru Iisus Hristos Dumnezeu este. Dar și Moise ăsta, și Moise ăsta. Înțelegeți? Acum, fraților, desigur că trebuie să fim desăvârșiți. Însă suntem păcătoși și fiecare dintre noi are o limită de rezistență, fraților. Doar Hristos a putut să meargă până la capăt, până la desfârșirea cruci. Noi acolo trebuie să tindem, dar, fraților, trebuie să ținem seama că cei de lângă noi sunt nedesăvârșiți. De vreme ce noi suntem nedesăvârșiți și ceilalți sunt nedesăvârșiți, da? Așa că suntem. Și atunci să ne gândim la ceilalți și dacă noi ar trebui să întoarcem și celălalt obraz, tot timpul trebuie să întoarce celălalt obraz. Asta nu înseamnă deloc că trebuie să impunem asta și celor dragi. Adică dacă noi trebuie să ne răstignim, nu înseamnă că vom accepta asta în clipa în care, prin răstignirea noastră, sunt puși și ceilalți în pericol. Sunt două planuri diferite, fraților. Planul personal și planul comunitar. Dacă în plan personal ar trebui să acceptăm orice, în plan comunitar spunem stop, nu te băga. Și îl luăm cu fulgi cu tot, fraților. Biserica este principala susținătoare a armatei, să știți. La noi neam însă se întâmplă exact pe dos. Adică în plan personal ne cedăm ca și chiorii. Pentru că nu ne place mâncarea sau mai știu eu ce lucru minor, ce așa. Pe când pe plan național, când vine străinul să ne facă ordine în țară, nu face nimic. Și zicem să nu deranjăm. Înțelegi, din vari motive, care sunt multe și păcătoase, fraților, cele mai multe, înțelegeți? Păcatul nu are sfârșit bun, fraților. Și trădarea de neam, ura față de neam, e un păcat mare, fraților. Mare. Este și ură pe plan personal, și ură față de comunitate, și ură față de neam, indiferent de lățimea zâmbetului pe care îl afișăm. Știți, ura asta este ca un piron înfipt în suflet, fără iubire, bineînțeles, care are totuși o simțire așa, simultan, și neplăcută, dar și, cum să zic eu așa, iubită, ca o dulceață amară, și care se desfătează de rău altuia, rău pe care îl provoacă cel puțin mental, dacă nu și cu cuvântul sau chiar cu fapta, cum spuneam, Doamne ferește, să mergeți. Acum, din țintuirea aceasta, din încrâncenarea asta, numai dragostea poate să scoată pe om. Adevărat că uneori e foarte dificil și parcă umbli pe un teren minat, pentru că celălalt, fiind în stare de război, plantează mine peste tot și așteaptă cu încrâncenare să prindă o chichiță din cuvintele sau din acțiunile noastre pentru a-și valida bănuielile, pentru a se înfunda și mai mult în iadul iubirii de sine, în iadul auto-îndumnezeirii și în iadul cu credințe în propriile gânduri.
sau ca să zic mai exact, în iadul nu autoîndumnezeirii, ci în iadul îndiavolirii, care e tot una. Acum, fraților, să știți că dacă ne-am oprit mânia, am oprit ținerea de minte a răului dintr-o dată, uite așa, pac, da? Țin minte pe un bătrân monah din Cipru, care a venit foarte în vârstă la monahism, și deci chiar dacă era mult mai în vârstă decât noi, putea să ne fie bunic omul, da? Era în rânduială monahal cel mai mic. În clipa în care însă cei mai tineri mai cârteau oarecum, mă rog, cu el că era foarte bătrân și neputincios, se mai agățau așa. Bătrânelul era și foarte scund de statură, așa mic, mic, apărea și zicea dintr-o dată zi micul zmerene, ne-am certat, da? Și astfel se făcea toată încrâncenarea, da? Tu ți-i beau, da? Dumnezeu să-l ierte că s-a dus la Domnul. Dacă cineva a dobândit iubirea, atunci a ieșit din încrâncenarea, din nebunia mâniei. Pe de altă parte, fraților, dacă dușpănim, ne îngrămânim pe capul nostru dureri fără rost, fără rost. Nu-i Dumnezeu, fraților, cel care are grijă de toate, cel care rânduiește pe toate. Da? Să mai lăsăm în grijă lui Dumnezeu, fraților, că știe El mai bine ca și ce și cum. Sfântul Iosif Isihastru spunea, unde-i Dumnezeu? Pui-ne-o Theos, limba greacă, unde-i Dumnezeu? Păi, fraților, are grijă Dumnezeu. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, să nu ne răzbunăm, fraților, ci să lăsăm răzbunarea la Dumnezeu. Are grijă Dumnezeu. Noi să fim milostivi, pentru că darurile și cinstirea celuilalt risipesc ura și mai sufletul, și al nostru și al celuilalt. Desigur, acum că darurile pe care trebuie să le aducem ca să înmoaiem ținerea de minte a răului, trebuie să fie curate, adică din iubirea noastră față de celălalt și nu din interes. Și nu din interes. Da? Să nu mituim fraților că nu-i bine. Ca să-l iubim pe celălalt, mai ales dacă ne-a făcut rău, sau mă rog, credem că ne-a făcut rău, trebuie să ne rugăm, să ne rugăm cu credință și smerenie și pentru noi și pentru celălalt. Dacă ni se moaie nouă inima, se va muia și celuilalt. Și așa puțin câte puțin. Bine, uneori merge și dintr-o dată, da? Și fraților, dăruind-vă dobândi, dăruind-vă dobândi, cum spune Părintele Nicolae Steinhardt. Curaj, să fim darnici. Însă să avem atenție, fraților, nu care cumva în dărnicia noastră să fim fără discernământ. De exemplu, să facem o speță din cauza că ne trage și pe noi stomacul sau faima lumii, da? Desigur că slava de șartă se aplică și în acest caz și atunci când facem daruri. Trebuie tot timpul să fim atenți, fraților, și să nu ne numărăm pe noi. Că totdeauna este posibil ca prin fereastra iubirii să se strecoare dracu. Trângeți. Asta se întâmplă și în alte cazuri în care intră patima în iubire. De exemplu, dacă între soții există iubire, atunci aceștia nu țin minte răul, își iartă micile greșeli pe care le fac. Însă dacă din vari motive de păcat, această dragoste se răcește, atunci deja încep să-și contorizeze unul altuia, ajutați fiind, bineînțeles, de cel viclean, care face tot posibilul să găsească motive reale, exagerate sau chiar complet imaginare, să găsească motive de fisurare a relației de iubire, de unire în familie. Fraților, nu se merită, nu se merită. Lăsați să treacă, nu ține minte. Apă sub podii, fraților, lasă-o să treacă, lăsați-o să treacă. Lăsați să treacă rău în spatele vostru. Acum, că tot vorbim de vrăjmaș, dacă tot vrem să avem ținerea de minte a răului, că am spus că la început că este și o ținere de minte a răului după fire, să avem ținerea de minte a răului față de dragi fraților. Și să fim foarte atenți la ispitele trupului, pentru că prin acesta și prin materie, diavolul ne luptă cu precădere. Atenție deci la trup, fraților, că e viclean și nerecunoscător. Trebuie post, fraților, vine postul Crăciunului, trebuie să ținem post. Cu cât mai multă odihnă și mâncare îi dați, cu atât mai mari probleme vă provoacă, fraților. E nevoie de post și veghere cu măsură. Cu măsură, nu după măsura iubirii noastre de sine, ci cu măsura Sfinților Părinți, a Duhovnicului și să putem să fim trezvitori. Când postim, ne ostenim și muncim, atunci durerea și efortul postului, a privegherii și a ostenelii scoate afară durerea ținerii de minte a răului. Pentru că asta e mai mare și ne mută mintea de ținerea de minte a răului, care este o durere, cum spuneam la un moment dat, o durere care îți provoacă și o plăcere, așa, o amărăciune, o, da, să zice așa, un duh malefic, ferească Dumnezeu. Da, desigur că aici ajută, cum spuneam, și concentrarea minții provocată de osteneală, adică trebuie să te concentrezi pe ce lucrezi. Apropo de concentrarea minții, trebuie să avem rugăciune, fraților, mai ales pentru cel care ne-a provocat răul,
Însă să nu-i amintim deznumele, pentru că atunci iarăși ajungem unde nu trebuie. Desigur că dacă nu ținem minte răul și iertăm repede, am scăpat de patimă fără osteneală. Am scăpat mult mai ușor, fraților. Da? Dacă tot vedem că nu iese ghimpele din noi, atunci să ne ploconim măcar cu gura în fața vrăjmașului. Să avem un duh pogorător, un duh îngăduitor. Dăruind vei dobândi, cum spuneam. Pentru că prin această mărturisire arătăm lui Dumnezeu că dorim împăcarea și harul său. Ne rușinăm de ce avem înăuntru și se moaie și inima noastră și inima celuilalt. Acum să știți că o să cunoaștem că ne-am izbăvit de această patimă nu atunci, fraților, când ne rugăm pentru cei care ne-au supărat, și nici atunci când le dăm daruri sau îi primim la masă, ci atunci când au ei o reușită și ne bucurăm împreună cu ei pentru reușita lor, sau atunci când au ei o nenorocire și suferim și ne întristăm sincer pentru aceștia, ca și cum ar fi vorba de noi înșine. Înțelegeți? Că suntem una cu ei, atunci scăpăm de această mare patimă a răului, a distorsiunii, a ruperii. Să nu ține, fraților. Acum, că vorbim despre noi înșine, fraților, mai există și o altă variantă de ținere de minte a răului, pe care trebuie să o discutăm, din păcate, puțin tel aici. Este vorba de ținerea de minte a răului pe care l-am făcut, însă în care nu ne deschidem către Dumnezeu. Ne mâniem pe noi înșine, însă nu cu discernământul avântării noastre către Dumnezeu. Și avem atunci, fraților, tot de la vrăjmașul ei, o stare de vinovăție exagerată, care ne împinge în depresie și de acolo în deznădejde. Că nu-ți bun de nimica, că nu fac nimica, că nimeni nu mă apreciază și așa mai departe. Frații, lăsați-le că-s de la diavol. Din păcate, asta este foarte răspândită astăzi, în rândul tinerilor. Fiind agravată, bineînțeles, de lipsa suportului din partea familiei, lipsa de care tinerii însă și învinovați în mare parte, fraților, pentru că stați toată ziua cu nasul în ecrane, nu vă închinați ecranelor, fraților. Și pe de altă parte și agresivității de grup mult mai mari care există astăzi. Da. Bineînțeles, lucrurile sunt foarte complexe pentru că și părinții învață pe copii și societatea învață pe copii să stea cu celularele, cu tableta, că e cu minte. Cu minte, cu minte, fraților, să vedeți, nu-i cu minte. O să plătească crunt mai încolo. Lăsați-le, fraților, să fiți aproape de ei. Desigur că peste toate cauza principală e lipsa de experiență, da? Lipsa de experiență. Dacă un lucru nu este refuzat sau nu sunt vrednici de lucrul respectiv, fraților, nu înseamnă că suntem pierduți, că e sfârșitul lumii, da? De exemplu, eu sunt unul dintre cei mai buni afoni de pe pământ, da? De câteva ori părinții m-au chemat la strană, însă eu m-am ținut tare, adică nu știu. Și chiar nu știu, adică, bine, m-au pus să cânt de două, trei ori, după care m-au dat afară cu... Ja, cu picioare undeva, înțelegeți? Asta nu înseamnă că din cauza asta o să vină sfârșitul lumii și că trebuie să am ținerea de mintea răului. Înțelegeți? Nu a fost nici vorba de patimă, să știu mai departe. Părinții au spus frumos, părinte teologos, nu ești în stare. Da, binecuvântați, gata. Înțelegeți? Acum e adevărat că n-am niciodată o preocupare, să zic așa, deosebită în a fi cântărez. Nu trebuie să dăm o importanță exagerată la niciun lucru, fraților. Înțelegeți? Oameni suntem. Oameni buni, să ținem mintea în iad, însă să nu deznădăjduim. Mare-i bunul Dumnezeu. Dumnezeu e Tatăl iubitor și nu un justițiar care caută să ne găsească vinovăție în orice. Că dacă ne-ar căuta să se răzbune, de fapt să știți că Dumnezeu nu are ținerea de mintea răului, pentru că El este complet nepătimaș și complet iubitor. Nu ne pedepsește, ci noi înșine ne pedepsim în clipa în care gândim distorsionat. Ne imaginăm o realitate care nu există, de fapt o realitate strâmbă, uneori utopică, însă de cele mai multe ori astăzi distopică, nu utopică, fraților, distopică. Da? Imediat ce ieșim din distorsiune, Dumnezeu, fraților, ne primește cu brațele deschise. De fapt, El ne și așteaptă, ne și ajută, face tot posibilul să ne scoate din mocirile existențiale în care ne-am afundat, însă își limitează în mod voit atotputernicia la limitele libertății noastre. Acum, diavolul, care știe sigur că vom învinge dacă ne vom continua drumul, o face tot posibil să ne taie curajul, să ne oprească din drum. Acum, ca să putem să învingem, fraților, trebuie să știm care este drumul către reușită, către mântuire. Drumul e, desigur, drumul pocăinței și, mai concret, lupta cu patimile. Trebuie să știm că pentru a reuși pe acest drum, trebuie să facem poruncile lui Hristos, pentru că poruncile au caracter vindecător, terapeutic, de a ne scoate la liman și nu au un caracter legalist. După cum spuneam, de găsire a vinovăției. Nu se caută vinovăția, fraților. Am spus și o repet, Dumnezeu este Tată și ajutător. Este pentru noi și nu împotriva noastră.
Este ca și tatăl care își așteaptă fiul risipitor. Din cauza asta să nu-l ascultăm pe diavol care ne spune de altceva. Da? De asemenea, trebuie să știm o altă stratagemă a vrăjmașului. Adică el ne spune că este imposibil să reușim și să facem poruncile, să ajungem în rai. Acum, oarecum are dreptate, vedem și noi asta, cu toate că Sfântul Ioan Teologul spune că poruncile nu sunt grele. Da? Cum spune Sfântul Ioan Teologul că poruncile nu sunt grele? Da, poruncile nu sunt grele, însă noi să ne distorsionăm de păcat. Este așa ca și cum ne-ar da porunca să mergem și noi suntem fără o mână sau chiar fără un picior. Dacă suntem fără o mână, desigur că e o mare problemă, însă vom putea să mergem, ne vom putea câștiga mântuirea. Însă nu știm pe unde să o luăm. Dacă suntem ologi, e mai dificil. Însă chiar și în acest caz, Dumnezeu care este Tatăl ne va ajuta numai să vrem. Ne va arăta și drumul, oricum am fi, numai să vrem, cum spuneam. Ce voi dacă ați avea, Doamne ferește, pe cineva cu dizabilități, nu l-ați ajuta? Cu atât mai mult Dumnezeu, fraților. Deci, fraților, să ne luptăm și să arătăm că vrem și atunci Dumnezeu va lua această luptă a noastră, chiar dacă este nereușită, chiar dacă vedem că nu reușim, o să ia această luptă nereușită a noastră ca dovadă sigură a faptului că vrem și ne va da victoria. Ne va da victoria. Asta ca să se vadă și atât puternicia lui Dumnezeu și neputința noastră. Dacă este să ne mustrăm, fraților, să ne mustrăm pe noi înșine, ca să ne ferim și să nu cădem în păcat, și să ne dăm un imbold, să ieșim din starea de morse și să nu ne deznădăjdim din cauza multe ori noastre păcate, care sunt mai puțin decât un fir de praf în fața nemărginitului și bunului Dumnezeu. Deci, fraților, haideți să nu ne închidem în fața lui Dumnezeu, că Dumnezeu este aici cu noi și deasupra tuturor, și să nu ne concentrăm atât pe vinovăție și pe neputința noastră, ci pe îmbunătățirea situației noastre, aici și acum, pe curajul de a merge către Tatăl cel Ceresc. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin.